pas de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni, nu știu dacă am pornit și microfonul. Iată, pe nesimțite ne apropiem de mijlocul lunii iulie. Ne tot plângeam că plouă, acum este soare, este bine, este cald, ne plângem de prea multă căldură, că așa suntem noi, românii, cărcotași de cele mai multe ori. Un weekend încărcat cu evenimente la nivel european și, de ce nu, și mondial, dar european. Am avut un campionat european de fotbal total atipic. Azi noapte, cine a avut curajul să rămână și să uite, a văzut o bătălie între italienii reprezentanții Uniunii Europene și brexitiștii din Marea Britanie. Au câștigat, de fapt, numai din Anglia, pentru că ei acolo sunt privilegiați la nivelul fotbalului. Au 4 echipe sau 5 înscrise, deși fac parte din aceeași țară, din același regat. Deci a fost campionatul de fotbal, au câștigat italienii, datorită organizării, încăpățânării și a unui spirit de echipă acumulat în ani și a unei discipline acumulate în fotbalul italian în ani. Asta la nivel european. Pentru noi românii, ziua de ieri a mai însemnat și un ochi aruncat pentru cei care mai interesează peste Prut, la alegerile din Republica Moldova, unde partidul Maia Sandu, pro-european, spun ei, dar acolo este destul de ciudat așa cu pro-europenismul, au câștigat în total alegerile și acum să vedem câte locuri în Parlament vor avea. Probabil că au majoritate absolută. Să nu confundăm lucrurile, pro-european nu înseamnă automat și pro... Eu nu știu cum să spun, pro-românism. Dar vom discuta despre toate aceste lucruri și despre altele cu invitații din această dimineață. Trebuie să vă spun că sunt invitații unui partid politic care în genere este ocolit în emisiuni cu invitați sau dacă sunt chemați în emisiuni, sunt chemați pentru a fi puși în zona așa nu. Deci, astăzi, pentru prima dată în studio, doamna Mitrea Dumitrina, deputat de Neamț, președintele organizației Neamț a partidului care se numește AUR. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Aștept întotdeauna cu plăcere, cum îi aștept și pe ceilalți senatori și deputați de Neamț, chiar și pe cei care încă sunt la cartea aceea cu parcă Emil Gârleanu, mai țin minte, din lumea celor care nu cuvântă. Da. Deci chiar dacă n-au depășit zona aceasta, îi aștept și pe ei. Alături de doamna Mitrea Dumitrina, domnul Sorin Lavri, care deja este la bifeaza a doua apariție. Bună la dimineața, domnule Bălănescu, mă bucur să vă regăsesc. Și eu vă bucur să vă regăsesc. Acum, dacă tot am amintit de alegerile din Republica Moldova, nu pot să nu, că noi am discutat la ultima emisiune inclusiv aceste aspecte. Cum e la ori după aceste alegeri? Cu un ochi se plânge sau cu pe o parte râdeți, pe o parte plângeți? Cum e? Că știu că sunteți singurul partid din România implicat direct acolo în alegeri. V-ați dus, ați încercat să coagulați o forță naționalistă. Da. Rezultatul, în schimb, este absolut... Rezultatul este deplorabil, lamentabil. Avem nu un gust amar, avem așa un gust de pucioasă. Am luptat timp de 2 luni, cu adevărat, am luptat acolo, în Basarabia. Cu cine? Am luptat... Pentru ce știm? Cu cine ați luptat? Am luptat cu un tipar de percepție colectivă pe care nu l-am putut învinge. Am fost de la bun început prinși într-un pattern, într-o paradigmă de interpretare din care n-am putut ieși. Și anume că noi suntem cei care trecem Prutul ca să dezbinăm curentul unionist. Noi suntem oamenii rușilor și dacă venim acolo nu putem să avem decât un rol malefic și toxic.
Nu am putut ieși din această schemă. Omenește nu avem ce să ne imputăm, pentru că am făcut tot ce puteam să facem. Toți am fost acolo, cu excepția lui George Simion, care nu putea să meargă pentru că avea interdicție de trecere a prutului. Toți parlamentarii AUR au fost acolo. Am vorbit, am mers în orașe, am stat de vorbă cu toți, crezând că putem să schimbăm ceva. Senzația pe care am avut-o e că batem la porți închise. Ne-am lovit de un zid opac de care n-am putut să trecem, pur și simplu. Și decepția este că ne-am dat seama că noi crezând că basarabenii sunt ca noi, acum ne dăm seama că basarabenii au cu totul altă imagine decât o avem noi despre noi înșine. Asta este drama pe care o simt eu acum. Deci, din afară, lucrurile arată cam așa. Dumneavoastră v-ați dus acolo. Pe de o parte, partidele pro-rusești v-au văzut ca pe un adversar, iar partidele pro-europene la fel ca, un ca pe un adversar, și atunci ați intrat între ciocanul lui Putin între și Nicovala exact. Lui Dodon. Sau exact, între Scila și Caripa și n-am putut să ieșim de acolo. Cum dumneavoastră sunteți, așa să zic, nou venit în politică? Cum ați receptat experiența basarabeană? Eu ca chiar să răspund din Republica Moldova. Da. Chiar am fost pentru prima dată în Basarabia pe 27 martie, când am sărbătorit 103 ani de la unirea cu Basarabia. Am purtat mai multe discuții atunci, fiecare dintre noi, fiecare deputat și fiecare senator. Am fost în câte un raion unde ne-am întâlnit cu unioniști, ne-au așteptat oamenii acolo, am discutat cu ei. Se părea că fiecare dintre ei își doresc unirea cu țara mamă. Am văzut deschidere atunci și de-aia am și sperat că lucrurile din vor fi altfel. Din martie până acum s-au schimbat lucruri. Sau în martie, scuzați-mă că o spun pe aia românește, era mai mult vin decât care întreținea entuziasmul. Probabil atunci faptul că erau oamenii mult mai relaxați, nu erau într-o campanie electorală și nu trebuiau să se gândească încotro vor trebui să meargă. Acum, exact cum a spus și domnul senator, am fost prinși în această paradigmă și au fost mult mai multe voci negative către noi decât pozitive. A fost și un termen foarte scurt în care partidul Alianța pentru Unirea Românilor Moldova a avut timpul necesar să poată face campanie, să poată organiza, să a fost și un timp relativ scurt. Domnul Lauric, două luni de zile într-o țară cu tot grupul parlamentar înseamnă foarte mult. În momentul acesta lucrurile par să se fie rezolvate dintr-un anumit punct de vedere. Partidul Maia Sandu a câștigat. Partidul Maia Sandu spune așa, noi suntem pro-europeni. Mai departe de acolo eu n-am văzut un program foarte clar care să spună, da, pro-european, dacă mă declar pro-european, vreau să fac asta, asta și asta și țelul final este ori intrarea în Uniunea Europeană, în care să spunem că ne unim așa în cuget, simțiri, dar nu și altfel. Ce ați simțit acolo? Ce înseamnă pro-european acum? Pentru Maia Sandu, a fi pro-european înseamnă a împărtăși aceste noi valori europene pe care noi le considerăm pseudo-valori, și anume tot ceea ce înseamnă coerțiune politică, neomarxism, mișcare LGBT și așa mai departe. Dacă e să o definez scurt pe doamna Maia Sandu, ea este echivalentul feminin în Basarabia lui, a președintelui nostru Iohannis. Este exact genul de om care primește directive de la Bruxelles și pe care le respectă în tocmai. Ceea ce așteptăm de la Maia Sandu, sper să nu fiu contrazis de trecerea timpului, este exact comportamentul lui Iohannis.
tot ceea ce face este pe această linie neomarxistă în care tot timpul invocă valorile europene, numai că acele nu mai sunt valorile europene pe care le știm noi, adevărul, binele și frumosul, ci sunt aceste pseudo-valori impuse de neomarxismul contemporan. Asta cred că va face Maia Sandu. Niciodată nu o să o auziți pe Maia Sandu vorbind despre unire. Ea nu vrea unirea cu România. Știe foarte bine că are în spate o armată rusă care stă în Transnistria și n-are cum Uniunea Europeană să primească Moldova cu acea armată rusă acolo. Deci inclusiv intrarea în Uniunea Europeană nu se poate. Nu se va face, nu se va face. Singurul mod în care ei se pot, pot intra în Uniunea Europeană este unirea cu noi. Dar e limpede că nu vor asta. Ei vor Europa, nu știu cum o vor direct sărind. Dar ei au în spate și Rusia, au în spate și Ucraina, nu au cum singuri. Iar Moldova nu este un stat de drept sau un stat independent. Moldova este o feudă care este până acum condusă de niște clici mafiote pe care le știm foarte bine, de la Dodon și Voronin până la Plahotniuc și Șor, care culmea a intrat în Parlament. Acum, cu Maia Sandu, sigur, aceste clici vor fi puse cât de cât în umbră, dar mă îndoiesc că influența lor va putea fi anihilată pe de-a întregul. Dar românul trebuie să aștepte de la Maia Sandu la o politică pro-românească. Ea niciodată nu va vorbi despre unire. În plus, ea invocă statul independent moldovenesc. S-ar putea să vorbească chiar de o etnie moldovenească ruptă de etnia română. Deocamdată n-am auzit încă. Într-adevăr, să vedem. Dar definiția cea mai lapidară pe care pot să o dau Maia Sandu aceasta este echivalentul feminin în Basarabia al președintelui nostru Iohannis. Multă lume o să spună, ok, înseamnă că e un pas înainte. Este un pas înainte. Vai de mine, Maia Sandu este o mană cerească față de Dodon sau Voronin. Ferească Dumnezeu. Da. Și bine că au majoritatea parlamentară, că nu mai trebuie să stea să negocieze, să facă înțelegeri de culise. E foarte bine lucrul acesta. Păcat că nu există și o mișcare unionistă acolo, pentru că Maia Sandu nu este unionistă. Ea este... Eu cred că mulți dintre unioniști au votat cu Maia Sandu, alegând, ca să spunem așa, nu rău cel mai mic, alegând o cale total diferită față de cea românească. Nu, față de cea rusească. Față de cea rusească. Unioniștii au ales o cale deosebită de cea rusească și au votat-o pe Maia Sandu. Foarte adevărat. De aici încolo vom vedea ce se va întâmpla. Posibil. Într-adevăr. Acum, așa, că tot spuneam de Ilan Șor, nu parcă așa cheamă, Șor. Da. Diferența dintre Republica Moldova și România este că liderii politici sunt condamnați înainte în Republica Moldova, el e condamnat la 6 ani, și în România sunt condamnați după. Ce ajung la putere. Și, da. Da. Culmea e că mai câștigă și alegerile. Uluitor. Da. Bun. Încet, încet au trecut lunile și sunteți deja parlamentar cu o vechime în spate. Noi ne-am văzut la vreo lună și ceva după alegeri, dacă nu mă înșel. A trecut timpul. Haideți să încercăm să vedem un pic cum e parlamentul prin ochii a doi parlamentari aur de neamț, pentru că, vreți, nu vreți, sunteți o pată de culoare în Parlament. Eu nu mă oferesc să dau cu alb sau cu negru, întotdeauna m-am ferit și prin formația de istoric, dar, sincer, nici nu-mi plac culorile foarte mult amestecate, așa că așa, curcubeile aruncate peste tot. Și atunci, vreau să spuneți cum este, sunteți doi oameni intrați în politică din două domenii total diferite, ați ajuns acolo și vă loviți de un sistem. Sistemul acela al regulamentelor, al tot felul de modalități de lucru. Și pentru mine și cred că și pentru cei care ne urmăresc și ne vor urmări și pe YouTube și pe Facebook, este interesant să ne spuneți cum vedeți lucrurile de acolo. Dacă îl întreb pe unul care vine din zona cealaltă a PSD-ului sau alimerge, grupul nostru, noi facem, dregem. Astea sunt un grup mic. Și
la un moment dat dădea și senzația că nu era chiar în totalitate foarte unit. Monolitic, da. Așa. Haideți să vedem cine începe. Vă rugăm, doamnele. O să încep eu. Într-adevăr, eu vin dintr-un domeniu care nu are absolut nicio legătură cu politica. Fiind, sunt și economist de profesie, însă pe partea de legislativ mie mi-a fost destul de ușor să pot interpreta legislația. În fiecare zi, în meseria mea, aveam de dezbătut tot felul de legislații, proceduri. Mi-a fost ușor din punctul ăsta de vedere, de interpretare, de interpretarea unei legi. Sigur că am fost puțin dată peste cap în ceea ce privește atitudinea de lucru din cadrul Parlamentului. Mă așteptam acolo să putem colabora inclusiv cu în anumite propuneri legislative și cu celelalte partide, pentru că până la urmă reprezentăm țara și ne interesează ca românilor să le fie bine prin orice propunere legislativă am fi făcut-o. Firește că orice propunere am face care aduce un bine românilor ne este respinsă, chiar este omorâtă din fașă încă de la Senat. Noi nu dezarmăm, pentru că orice propunere am scrie, orice lege am scrie, o vom avea pregătită pentru viitor. Nu știm cum se vor schimba lucrurile și o vom putea din nou aduce în față și din nou vom putea discuta despre ea. Nu dezarmăm, suntem totuși o formațiune politică în Parlament, avem și noi lucruri pe care le putem spune. Ce ne interesează pe noi cel mai mult în faza în care suntem este ca românii să cunoască adevărul, ce se întâmplă exact acolo. Și cred că este destul de important rolul nostru în Parlament. Fie și numai ca o voce altfel și tot exact. Trebuie să fie important. Domnul Lavric? Colega mea, Dumitrina, vorbea de ușurința cu care înțelege legile. Eu pot să vă spun că sunt exact la polul opus. M-am nebunit jargonul acela juridic pe care nici astăzi nu-l pot digera. Este un limbaj de lemn îngrozitor. Apoi nu m-am putut obișnui deloc cu acea morgă serioasă și falsă a politicienilor, mai ales când merg acolo pe culoarele Senatului sau Camerei Deputaților. E o curtoazie, în cea mai mare parte, falsă, dar trebuie să o respecti, nu ai ce face. Almitere, în aceste 6 luni de viață parlamentară, noi am trecut printr-o ucenicie și eu și Dumitrina Mitrea, pentru că am venit din altă lume și a trebuit să învățăm o meserie pe care nu o știam. La început am fost veleitari, am fost diletanți, dar după 6 luni, eu cred că acum suntem pe picioarele noastre și știm ce înseamnă cu adevărat să fii acolo. Dar a fost o ucenicie, a fost un vertij, așa, un soi de amețeală în care nu știam exact ce ni se cere, ce trebuie să facem. Acum cred că știm și cred că din toamnă, sunt sigur că din toamnă o să avem o altă prestație acolo, chiar dacă suntem un grup mic, iar votul nostru nu contează. Ce înseamnă Parlamentul? Parlamentul este o mașinărie foarte înceată și foarte birocratică. Legal se spune că Parlamentul are control asupra executivului. Nu este adevărat. Executivul are independență totală prin acele ordonanțe pe care le poate da oricând, iar legislativul e ca și cum ar sta în spate, ar face umbră executivului, trăind cu impresia că îl poate controla. Nu îl poate controla. Și întotdeauna rostul puterii, rostul partidelor care se află la putere este tocmai acesta, de a da impresia că legislativul are înrăurire și poate supraveghea executivul, când de fapt executivul face ce vrea, fără să mai ceară părerea legislativului. Și lucrul acesta se transpune de sus, de la nivel național, până jos. Pentru că, în mod normal, consiliile locale ar trebui să fie cele care promovează hotărâri și primarul să le execute, ori lucrurile sunt total invers. Primarul vine, primarul propune, el centrează, el dă cu capul și după aceea tot el încasează și... Da, exemplu flagrant la noi, care ne-a stârnit stupoare, a fost când am reușit să respingem acea lege privind educația sexuală în școli, pentru că a doua zi să vină domnul prim-ministru Câțu și să spună că va introduce
Prin ordonanță de urgență. Exact. Va introduce această educație sexuală în școli, după ce noi votasem și respinsesem legea pe care domnul Iohannis ne-o întorsese înapoi în Parlament ca să introducă această noțiune și această ideologie pe care noi o considerăm absolut malefică, cea a educației sexuale în școli. Iată cum executivul poate face orice, indiferent de ceea ce hotărăște legislativul. Și atunci ne întrebați ce Dumnezeu facem noi acolo, ce facem? Ne luptăm, puterea noastră stă în declarațiile politice pe care le facem și prin ceea ce spunea doamna Dumitrina Mitrea, și anume că încercăm să le spunem românilor adevărul. Asta putem să facem. Atât. O curiozitate. De când sunteți parlamentar, ați avut vreo întâlnire, ca să spunem așa, zic eu, prietenească? Nu zic de lucru, că normal ar fi trebuit să fie de lucru. Toți parlamentarii de neamț să vă puneți de acord într-o agendă cu niște lucruri importante pentru județ? Nu. Nu. Eu am vorbit cu colegii mei senatori pe care îi cunosc, cu care mă întâlnesc, ne salutăm, firește, vorbesc cu ei, dar nu, niciodată nici nu ne-a trecut prin cap să facem asta. De ce spun? Toată lumea spune, domne, trebuie să facem pentru neamț niște lucruri, trebuie să le facem. Dar n-am auzit până acum, sunt grupurile de la partid, ok, hai, grupul nostru de aleși nemțeni, ne-am întâlnit, ne-am înjurat, am băut o cafea, ne-am înjurat politic, am băut o cafea social, știi? Și la urmă am zis, doi, care sunt patru lucruri care contează și pe care le pot sprijini parlamentarii de neamț în procesul care ține de ei? Promovare de acte normative. Care? 4, 3, 2, 1. Că dacă îl întreb pe unul, îmi spune, știți, noi facem autostrada. Care? Noi. Ce face? Suntem singura țară din lume care am votat o lege să construim o autostradă. Da. Deci este aberant. Tocmai asta este problema, pentru că e vorba de ego aici. Care face cel mai bine, care partid se evidențiază cât mai mult în fața cetățenilor. De exemplu, mie îmi plac foarte mult lucrările la comisiile de muncă, pentru că acolo încă mai putem să lucrăm împreună și era următoarea întrebare. Măcar în comisii. Da. În comisii. În comisii. Culmea este că în comisii am doar pe Maracalisa. Dar bineînțeles că nu putem lucra împreună, pentru că niciodată nu m-a abordat, niciodată nu am putut să o abordez. A fost și perioada aceasta de online și de în comisii s-a intrat online. Eu am fost cam permanență prezentă la fizic în comisie. Nu am reușit să ne vedem față în față. Bun. Și mai este ceva, dacă îmi permiteți. De ce n-am stat la masă să bem o cafea sau un pahar de vin cu senatorii de neamț de la PSD și de la PNL? Pentru că de la bun început noi am spus, noi nu facem înțelegeri de culise. Și gândul ăsta m-a făcut să stau deoparte. Nu stau de vorbă decât atât într-un cadru public, dar în niciun caz ca să stăm și să punem lumea la cale. Și reticența asta am avut-o mereu și tocmai de aceea n-am ajuns să-i rog pe colegii mei senatori să intrăm în dialog, în altfel de dialog. Eu mă gândeam că, domne, dincolo de interesele de partid, sunt niște interese generale județene. Exact. Care, până la urmă, ar trebui sprijinite într-un fel oarecare. Și măcar ca imagine ar trebui ca ele să fie duse cumva prin vocea unită a parlamentarilor. Da, de regulă partidele mai vechi, PNL, PSD, au acțiuni individualiste și de aceea noi nu avem cum să încăpem în proiectele lor. Nu ne-au chemat niciodată să participăm, să fim parte din proiectele lor sau să sprijinim sau să aducem și noi un plus valoare la proiectul lor. Se lucrează încă individualist, în sensul că noi, de exemplu, noi deputații și senatorul de neamț, în momentul în care s-a făcut votarea bugetului consolidat general,
Am trimis 83 de mail-uri la toți primarii din Neamț. Nu ne-am uitat absolut nici măcar o secundă. Nu ne-am uitat de culoarea politică. Am vrut, pur și simplu am cerut proiecte din partea lor, proiecte avizate care să poată fi introduse ca amendamente la buget. Am citit toate acele amendamente în, în sala de plen când a fost votat bugetul. Chiar am primit simpatii din partea primarilor și chiar m-au sunat și mi-au spus. Am avut 38 de primari, de primării care ne-au răspuns, ceea ce e foarte bine. Înseamnă că oamenii aceștia nu așteaptă neapărat de la partidul lor să se întâmple ceva. Ei se așteaptă la un reprezentant al lor. Iar noi suntem un reprezentant al tuturor românilor din Neamț. Nu suntem un reprezentant doar al Partidului Aur sau doar al oamenilor care ne-au votat pe noi cei de la Aur. Asta este o informație interesantă care a cerut primarilor și v-au și... Da, ne-au și răspuns. Avem, inclusiv am toate mail-urile primite de la ei, le-am printat, am mers cu ele la București, le-am supus. Ce este foarte interesant, că inclusiv deputații de Neamț au votat împotriva amendamentelor pe care eu le-am propus, împotriva propriilor lor primari, adică... Eu mă așteptam măcar să se abțină și să nu voteze împotriva acestor amendamente. Au votat împotriva amendamentelor. Ordin la partid, da. Ordinele nu se discută în partidele mari. Bun. Deci politic este greu să vă impuneți. Nu avem cum, nu avem oriși ca voturi. Și atunci să înțeleg că încet, încet încercați în perioada asta să mergeți spre social. Aveați avut zilele aceasta această acțiune cu fetița din Freiburg. Da. Așa, ați avut genul acesta de acțiune. Poate ne povestește doamna deputat câteva lucruri. De ce? Genul acesta de acțiune înseamnă chemarea oamenilor alături de dumneavoastră. Și prin ele puteți intra din nou în dialog cu cetățenii. Și mai e ceva înainte să ne dea amănunte, doamna Dumitrina Mitrea. A fi politician înseamnă să nu fii doar reactiv, să reacționezi la ceea ce primești din afară și mai cu seamă de la ofensele și atacurile venite din partea adversă. Trebuie să faci ceva. Trebuie să vii tu cu inițiativa și cu imboldul tău. Iar ieșirea asta în stradă de ieri pentru această fetiță care a fost confiscată de autoritățile germane este un asemenea exemplu de a face ceva social fără a fi reactiv. Ești tu propriul tău autor, ești omul care are inițiativa. Altfel, a stat tot timpul în defensivă, în opoziție și a fi reactiv înseamnă a face umbră celor care se află la putere. Și atunci singurul mod în care putem să le arătăm românilor că suntem lângă ei sunt prin asemenea gesturi sociale. Domnitina? Povestiți-ne un pic despre acțiune, pentru că noi în Neamț deja suntem obișnuiți cu acest gen de subiect, pornind de la cazul atât de cunoscut al Cameliei Smicară, doctorița Cameliei Smicară, care acum, în perioada asta, se pare că lucrurile s-au mai rezolvat. Înainte de a vă spune despre caz, ne-ați întrebat dacă faptul că în Parlament nu putem să facem tot ceea ce ne-am propus din cauza... procentului mic pe care îl deținem în Parlament, ne îndreptăm către cazuri sociale. Către cazuri sociale, adică pe partea socială am fost tot timpul. Pornind încă de la campania de a ne face cunoscuți noi ca partid, în permanență am fost apropiați de oameni și nu ne-am oprit absolut nicio secundă. Am fost atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru cu românii, cu românii din interiorul țării, cu românii din afara țării. Noi am fost, așa am cunoscut-o și pe Mihaela Saylor în Frankfurt. Am fost împreună cu Antonio Andrușceac, toți colegii noștri, am mers și în Spania, și în Germania, și în Italia. Am fost în primul rând pentru a le mulțumi oamenilor, celor de acolo, din diaspora, care au stat ori în șir la cozi și ne-au votat ca partid. Apoi am mers să aflăm ce probleme au. Și așa am descoperit problema Mihaelei Saylor,
Fetița ei a fost luată pe data de 10 martie 2021, a fost luată din sala de clasă de către un funcționar al asistenței sociale de acolo, deși culmea este că ea primise cu 2 zile înainte o hotărâre judecătorească prin care o instanță din Freiburg îi dădea fetița în grija ei. Ce s-a întâmplat pentru această mamă a fost un coșmar, pur și simplu nu se mai poate concentra decât pentru a-și recupera fetița. Autoritățile de acolo recunosc că a fost o eroare și că îi vor aduce copilul înapoi, însă de 4 luni această mămică nu, în primul rând, și vede foarte rar fetița și ca să o poată vedea trebuie tot la fel prin hotărâri judecătorești. Fetița este într-o familie de nemți, nici măcar nu este acasă la tatăl ei, pentru că acest incident a fost cauzat de tatăl fetiței, el a dus acea funcționară în sala de clasă. Ar fi fost extraordinar dacă copilul ar fi fost măcar la unul dintre părinți să treacă mai ușor peste traumele care le simte un copil de 7 ani. Această mamă ne-a rugat să ne implicăm și să fim un strigăt pentru ea. La fel ca în cazul Cameliei Smicale, toate autoritățile statului român au știut despre cazurile lor. Au primit informare oficială din partea acestor victime. Putem să le spunem că aceste persoane sunt victime atâta timp cât fetița acestei mame a fost luată pe motivul că este mult prea atașată de mama ei decât de tatăl ei. Știți cum e? Acum stăteam și mă gândeam. Legile europene au prioritate față de legile naționale în România. În România. Când este cazul ca un cetățean român să fie protejat de legile europene, se dau niște scuze, da, vom rezolva problema, după care începe birocrația tipică fiecărei țări și să funcționeze. Haideți să ne ridicăm de la acest nivel, cazul X sau Y, și să vedem dacă nu cumva la nivelul întregii populații românești plecate din țară și stabilită sau la muncă în Uniunea Europeană, că acum vorbim despre Uniunea Europeană, întâlnim același gen de probleme. Probleme de adaptare, probleme de integrare, nu neapărat din cauza lor, ci din cauza celor de acolo. Și dacă în sensul acesta ați observat niște lucruri și vă gândiți la ceva concret pentru românii din diaspora. Da, statul român nu îi protejează pe ai noștri cetățeni care se află în afara granițelor. Cazul uimitor pe care l-am întâlnit în Spania, în Madrid, pe care mi l-au împărtășit mulți români, este că cei care mor acolo nu au bani să fie repatriați ca să fie înmormântați în România. Statul român nu le dă niciun ban. Rudele, neavând de unde, sunt silite să accepte ca statul german sau spaniol să incinereze pur și simplu. Și românii noștri sunt incinerați acolo pentru că rudele n-au bani ca să-i aducă în țară. Iar statul român nu face absolut nimic în această privință. Ministerul de Externe tace. Iată un caz în care suveranitatea noastră este inexistentă, iar protecția statului în privința românilor de peste graniță nu există. Ministerul Afacerilor Externe, în cazul fetiței Pia, i-au trimis un răspuns mamei că trebuie să se adreseze ambasadei din Germania și consulului român la atașata acolo în Germania. Culmea este că tocmai despre acest aspect am vorbit în Frankfurt. O altă mare problemă a românilor de acolo este că au consulate, de exemplu, la un număr de 4.000 de români au un consulat în zonă, la 97.000 de români nu au consulat. Deci inclusiv această organizare a ambasadelor și a consulatelor nu este foarte bine pusă la punct, iar asta ține de statul român până la urmă. O altă problemă existentă în ceea ce privește consulatele
nu sunt vorbitor de limba română și germană în același timp. Adică acea persoană, acel consul, acei angajați ai consulatelor, chiar dacă vorbesc română, nu vorbesc germană și nu-i pot reprezenta pe acești oameni în cazul acestor sunt instituții. Sunt vorbitori care au dat testul PCR. Da, bineînțeles. Pile deci, relații la angajare. Asta este marea problemă. Testul PISA, testul PCR. Asta este marea problemă, pentru că atâta timp cât Ministerul Afacerilor Externe spune mergeți la consulat și să vă rezolve problema, consulatul nu poate pentru că nu este capabil, nu este apt. O altă problemă pe care pe mine chiar nu-mi face plăcere să o spun, ca să zic așa, am avut diverse propuneri legislative prin care România este obligată să accepte și să găsească măsuri asupra nediscriminării minorităților care trăiesc pe teritoriul României. În schimb, nu ia nicio măsură și nu face absolut nimic, rămâne indiferent la tot ce înseamnă discriminări, probleme, abuzuri care se întâmplă românilor noștri în statele membre care sunt minoritare acolo. De exemplu, în Austria, românii sunt a doua mare minoritate în Austria. În Germania este undeva pe locul 4, dar dacă luăm în calcul faptul că pe primul loc și al doilea loc sunt deja minorități care au ajuns la patra generație turcii, de stat. Exact, exact. Curzi, am putea turci, considera că suntem de fapt a doua minoritate în Germania. Deci, practic, România ar trebui să fie o dublă măsură. Eu îmi apăr să aplicăm aceeași exact, măsură. Aceeași măsură. Ce aplicăm în interior să să fie aplicat să fie și în exterior. Însă, exterior. Eu zic că autoritățile române nu au o discuție de negociere foarte clară cu toate statele membre. Nu suntem reprezentanți în afară. Nu suntem deloc reprezentanți în afară. Nu se negociază pentru statul nostru. Român, exact. În folosul cetățeanului. De reprezentare, ca să spun așa, de fațadă avem. Sunt sute de cazuri care au apărut treptat după aceste două săptămâni de când am fost în Frankfurt. Sunt sute de cazuri, oamenii care ne trimit mesaje, ne sună persoane care au aceleași probleme. Până la urmă, oamenii aceștia, m-am și întrebat cum de-au apărut dintr-o dată. N-au apărut dintr-o dată. Aceste cazuri au apărut de-a lungul timpului, însă oamenii aceștia s-au simțit părăsiți și abandonați de statul român și nu au avut curajul până acum să iasă și să spună. Plus că, exact cum spuneați dumneavoastră, poate oamenii aceștia nu s-au adaptat sistemului în care trăiesc, țării în care se... Românii se adaptează foarte ușor. Românii muncesc mai mult decât multe alte minorități și românii sunt plătiți mult mai prost decât alte minorități. Da, pentru că de multe ori, din diverse motive și nu discut acum toate motivele, ei lucrează la negru. Da. Ei lucrează la negru, la fel ca și moldovenii, la fel ca și din alte țări considerate mai sărace. Și atunci, lucrând la negru, nu beneficiază nici măcar de minima protecție a legilor sociale din statul respectiv. Ori tu, stat, când vezi că dintr-o zonă ca Botoșani, ca Neamțu, ca Vasluiu, îți pleacă 100.000 de oameni la munci sezoniere, nu te gândești totuși că ar trebui să plece printr-un să contract. Ai niște mecanisme prin care să le asiguri protecția celor cetățeni care, culmea, ei își plătesc dările în țară. Da. Ei își plătesc dările în țară, trimit și bani în țară, construiesc clădiri în țară, adică produc. E o situație destul de greu de înțeles, gestionat. Nu vorbesc că e ușor de gestionat, dar ar trebui să existe măcar dorința statului de a face asta. Citesc aproape în fiecare zi, prin natura meseriei, despre lucruri care se întâmplă. Femei aflate în sclavie aproape, în zona culegătoarelor de căpșuni și așa, bărbați sau familii întregi în aceeași situație, în zona culesului de sparanghel, în Germania. Aur. Deci noi nu avem un proiect de țară, România, că toată lumea vorbește. Ce să mai vorbim despre un proiect pentru românii din afara țării? Aur. Ce își propune?
ce își propune pentru asta. Că în afară de discuții și de... trebuie să ai ceva pentru viitor. Noi avem un proiect de țară, este cel propus de Călin Georgescu, cel privind resursele, hrana și apa. Rămâne să-l aplicăm. Almiter doar să-l invocăm, asta rămâne doar o lozincă și atât. Dar trebuie să ajungem acolo undeva la putere, să avem frâiele în mână și atunci putem aplica acest plan. Ce înseamnă acest plan? Păi România în clipa de față nu mai este proprietară a resurselor ei. Totul a fost vândut. Totul. Aproape. Mai e, mai nu știu ce mai e. Sarea mai sunt deja câteva se vorbește lucruri. Acum. Da. Și atunci noi am ajuns să fim... Încă mai avem portul Constanța, încă mai avem... Mai avem ceva din CFR. Da. Am ajuns să fim chiriași în propria noastră țară. Și dacă ne complacem în această situație, nu mai avem viitor. Nu mai avem viitor. Ăsta a fost mesajul care a venit AUR. Ce aș vrea să adaug la ceea ce a spus Dumitrina în cazul acestei petiții amărâte și chinuite, PIA, ea este victima unei discordii dintre părinți, de acolo a plecat totul, iar mărul discordiei, culmea, a stat într-o gelozie patologică a soțului. Soțul era atât de gelos încât îi făcea viața imposibilă femeii și atunci femeia, fiind agresată și bătută, a ajuns la divorț. Și în urma divorțului, sentința firească a judecătorului... Divorțul încă nu s-a produs. Nu s-a produs? Nu. Sentința este dată... Înseamnă că n-am înțeles da. Eu. Da, dar oricum, fetița a fost dată în grija mamei. Iar omul acesta, atât de morbid în gelozia lui, caută să răzbune pe săraca fostă soție a lui. Cum? Vrând să ia fetița. De ce? Pentru că el nu mai are decât cetățenie germană, având cetățenie germană și fiind medic, nu? Este medic stomatolog. Are anumite relații suspuse în lumea autorităților germane și atunci face uz, abuzează de aceste relații pentru a-i lua cu ajutorul legii fetița fostei lui soții. Iată unde se poate ajunge în cazurile acestea patologice și morbide de gelozie. Iar culmea este că astăzi acest domn ne trimite nouă avertizmente prin care ne cere ca să nu mai publicăm imaginea fetiței lui, pentru că este ilegal să pui imaginea unei minore. Iată da. Unde se poate ajunge. El merge până în pânzele albe. Bine, noi am avut acordul mamei fetiței, ea ne-a trimis fotografiile. Da, numai că legea este... Legea este diferită, așa este. Bun. Putem lua caz cu caz și să ne facem o imagine asupra ceea ce se întâmplă. Dar, până la urmă, lucrurile ar trebui rezolvate de undeva... Legislativ. Instituțional. Ați încercat să propuneți ceva în momentul acesta, în zona respectivă? Ați discutat în comisii? Timpul a fost prea scurt din momentul în care noi am aflat despre caz și despre toate celelalte cazuri. Cu atât mai mult cu cât am văzut că sunt din ce în ce mai multe și ca să putem să protejăm aceste victime, va trebui să avem o propunere legislativă. Acum suntem în vacanță parlamentară, însă noi nimic nu ne împiedică fiecare în dreptul nostru să o gândim, să găsim ce am putea face pentru acești români care sunt plecați afară, care sunt abuzați. Cum pot fi ei protejați? Clar că trebuie făcut ceva, mai ales pentru faptul că acești oameni ne-au votat, ne susțin și... Trebuie să le întoarcem tot ceea ce au făcut ei în acel moment pentru noi, faptul că am ajuns acolo și datorită voturilor lor, va trebui să facem multe lucruri pentru a-i ajuta. Da, este... Dacă și sperăm să avem sprijinul și celorlalte partide. În mod normal, în zona aceasta socială, ar trebui să existe colaborare. O colaborare, exact. Exact. N-am auzit până acum, poate n-am văzut eu, o părere a celor de la AUR, nu știu eu, mai mediatizat așa, despre celebrul PNRR. PNRR-ul care este văzut ca nu colac de salvare, ci un lung întreg șir de colaci, nu de la Buzău, de salvare, pentru România. Se vorbește despre miliarde care vor veni, dar planul încă nu este aprobat.
Unii din bani deja încep să fie cheltuiți în avans. Cum e văzut PNRR-ul din zona Senatului AUR? Păi, planul acesta de reziliență și redresare, cum se spune, cuvintele acestea enfatice, extraordinare. Dacă te gândești, reziliență e cam tot una cu redresare. Sunt mai două sinonime, contează. Ceva redundant acolo. Noi ne-am opus de la bun început acestui plan, pentru că atunci când a fost propus spre vot în plenurile reunite și Senatul și Camera Deputaților, planul acela nu era știut de nimeni, nimeni nu-l citise, nici măcar cei de la putere. Nu știa decât domnul Câțu și probabil câțiva miniștri. Nu aveam ce vota, dar zvonurile care circulau erau că toți banii fuseseră împărțiți pe căprării în funcție de prietenii, clientele și așa mai departe. Planul acesta nici astăzi n-a fost acceptat de Uniunea Europeană, știți foarte bine. El a fost reîntors în țară pentru a fi din nou, nu știu ce, cosmetizat. Noi de la bun început am votat împotrivă și aici a fost momentul în care PSD-ul și-a arătat și-a dat arama pe față, pentru că planul acesta, ca să fie votat, avea nevoie de două treimi, dacă nu mă înșel, nu? Din vorum. Da, trebuia să și fie să dacă se noi atunci ne-am opus, cum? Retrăgându-ne. Noi n-am votat atunci. Am ieșit, am ieșit din sală. Dacă PSD-ul făcea același lucru, nu era cvorumul necesar de două treimi. Și atunci acel plan ar fi fost refuzat. Și totuși PSD-ul a stat în sală și a votat contra. Și în felul acesta, indirect, a fost complicele trecerii prin vot al acestui plan. Soluția era să se refuze planul și să vină cu un plan care să fie, cum să spun eu, să fie transparent. Transparent. Să-l știm toți. Sau să, de la început să spunem nu avem nevoie de zona banilor împrumutați pe acest plan, avem nevoie doar de zona de refacere, de ajutor. Deci eu pot să vă spun mai multe lucruri din punctul ăsta de vedere, că am fost ceva mai vocală în ceea ce privește planul național de redresare și reziliență. Am avut câteva declarații politice din punctul acesta de vedere, fiind și economist de profesie și fiind și la Comisia de Afaceri Europene. Domnul ministru Ghinea a spus că a venit în comisii și ne-a adus la cunoștință acest plan național de redresare. Culmea este că domnul ministru a venit cu un schelet a acestui plan pe niște piloni. Știam doar că banii se vor duce structurat pe anumite criterii, dar nimic mai mult. Un plan, un proiect foarte mare se face având în spatele lui niște fișe de calcul. Aceste fișe de calcul se fac funcție de nevoile pe care le găsești și nevoi stringente, pe care le planifici și le prioritizezi funcție de cât sunt de urgente. Planul Național de Redresare și Reziliență, eu zic că cea mai mare nevoie pe care o avea România, în primul rând, este nevoia de sănătate, de tot ce înseamnă refacerea sistemul de sănătate, tot ceea ce înseamnă sistemul de sănătate. Ori acest sistem de sănătate era undeva prioritizat după multe alte lucruri. Apropo, vă întreb o secundă. Ce interesant, s-a discutat despre Planul Național de Reziliență, apropo de sistemul de sănătate, nu s-a mai așteptat să vadă când planul va fi acceptat și de la 1 iulie, dacă nu mă înșel, s-au produs modificări structurale fără o dezbatere publică extraordinară, apropo de trecerea unei zone înspre medicina privată, avantajându-i pe cei care își permit să plătească o cofinanțare sau cum se cheamă, coplată. Să știți că nimic nu s-a discutat din acest plan de redresare și reziliență, nici măcar în plenul Camerei Deputaților sau în Senat. Noi nu am știut ce a cuprins acel plan național de reziliență, adică să știm, am știut procentual unde se vor duce banii. Avem o sumă de, dar nu pentru ce. Bine, era și pentru ce, dar nu structurat. Dom'le, la Piatra Neamț se vor duce pentru Spitalul Județean sau pentru străzi sau pentru... se vor duce atâția bani. Așa trebuie să arate un plan. Nu, acest plan l-am găsit și am putut să intru și să-l citesc de 3500 de 1350 de pagini. Abia după ce a fost depus. Exact, după ce a fost semnată cererea cu Comisia Europeană.
Păi dacă Comisia Europeană... Și este normal că s-a ajuns Comisia aici. Comisia Europeană a spus, domne, ce ok, trebuie să pregătim specialiști în învățământ. La un moment dat acolo. Și că da, să coste un training pe o persoană exact. 134.000 de euro, bai, e un pic excesiv. Exact. Nici măcar n-au spus-o cu multă politețe. Eu cred de gen nou, așa ca să spun, pare un pic excesiv. Eu cred că dacă acest proiect ar fi fost pur și simplu discutat cu toate partidele și odată că ar fi arătat altfel, cu siguranță că lucrurile la Comisia Europeană n-ar fi fost trimis înapoi. Și în plus ne-am fi trezit cu acești bani pe care am fi putut să-i utilizăm. În plus, Partidul Aur nu a fost împotriva venirii acestor bani în România, ci cum au fost alocați și ce s-a întâmplat. Noi când am votat împotrivă a fost pentru acei 16 miliarde de euro care se luau din împrumuturi. Doar noi și Italia am fost țările care am vrut mai întâi să primim împrumuturile din acest plan național de reziliență și nu granturile. Da, bine, a existat și o explicație că aceste împrumuturi aveau dobânzi mai mici. Ia, erau cele mai mari din toate celelalte țări. Nimeni nu știe exact în momentul acesta cum va evolua piața financiară, ce înseamnă dacă dobânzile acestea sunt fixe, sunt variabile, dacă ele sunt influențate de mecanismele acelea financiare pe care trebuie să fii expert ca să le cunoști, cum e la noi cu împrumuturile care țin cont de robor. Da, ei nu au luat granturile pentru că le era foarte clar că acel proiect nu este viabil și nu avea cum să fie acceptat de către Comisia Europeană. Voiau împrumuturile, punct, nu nimic altceva. Și acum tot pe împrumuturi merg. Nu că a luat împrumutul la un anumit preț. Puteam să luăm întâi granturile așa cum au făcut toate celelalte țări și împrumuturile după. Exact. Ca pe o linie de credit. Era posibil nici să nu avem nevoie de toate cele 16 miliarde de... Cred că s-ar fi putut negocia inclusiv acest lucru. Absolut. Bine, ca o linie de credit, pentru că celelalte țări n-au luat, banii existau și atunci puteai să discuți. Uite că au trecut 43 de minute de când vorbim. Domnul Lavric, după ce ați intrat în Parlament ca partid, parlamentarii fiecare și partidul întregul său au fost luați la țintă. Pac, 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 ținta pierd numărul 3, numărul 2, numărul 4, în funcție de importanță. Cum a evoluat percepția publică despre aur de atunci până acum? Adică tot aceleași etichete sunt sau ele s-au mai estompat? Ai rușilor, naționaliști extremi, așa... Sau lucrurile s-au mai estompat? Cam toate stigmatele pe care le-am luat și-au cam epuizat numărul. Nu mai au ce să inventeze. Cum spuneați dumneavoastră, de la naționaliști, ruși, servicii secrete, exact, legionari, totul este încheiat, așa că... Simion legendat, hutare, etc. Homosexual și așa mai departe. Așa că românul s-a obișnuit și cred că deja a ajuns la o saturație psihologică în privința acestor ștampile pe care le primim. Ceea ce este îmbucurător este că am crescut în sondaje, în ciuda acestor stigmate și ștampile pe care le-am primit. Suntem undeva oficial la 12%, cam așa. Ori asta ne întreține un tonus foarte bun. Ținta noastră este ca în 2024 să ajungem undeva la un prag de 20% ca să începem să jucăm un rol în guvernare, pentru că ăsta e scopul nostru. Și eu și Dimitrina n-am intrat în politică ca să ne căpătuim, să facem avere, să facem afaceri. Niciodată noi nu vom face nici cea mai mică afacere. Ce vrem noi este să schimbăm cu adevărat ceva, vrem să schimbăm clasa politică, asta am spus-o de la început, vrem să schimbăm moravurile. Vrem să dislocăm clasa politică. Nu poți face dacă încep să semeni cu ei. Asta am spus. Percepția noastră este, suntem niște rebeli, suntem niște recalcitranți și avem niște principii de la care nu le abatem. Asta este. Suntem altceva. Suntem niște bizari. Bun. La 20%,
presupunem că ați ajuns la 20%. În 2024 nu se vor produce, până în 2024, nu se vor produce schimbări majore la nivelul partidelor politice. Toată lumea spunea că va dispărea PSD-ul, că se va rupe în bucăți, PNL-ul nu știu ce va păți, acum între Câțu și Orban să vedem ce va păți. USR Plus e USR Plus, da? Cu cine v-ați vedea jucând în 2024 cu cei 20%? Pentru că doar cu 20% nu poți face. Ori cu 10, ori cu 20, cam pe acolo e. Cu cine ați putea juca? Am spus de la bun început, suntem antisistem. Noi nu o să intrăm în coaliție și în alianță cu nimeni decât în măsura în care slujim românilor. Știu că sună aluzinca găunoasă, dar așa o să facem. Cel mult vom sprijini un partid minoritar, să zicem partidul PSD, guvernul PSD în măsura în care va ajunge acolo. Nu mă văd făcând alianță cu PSD-ul în clipa de față. Noi nu facem alianțe. Mai bine stăm în opoziție dacă știm că partea aceea românească va fi încălcată. Gândiți-vă că nouă de la bun început ni s-a prevăzut o dispariție foarte rapidă. Ni s-a zis în 6 luni veți dispărea. Voi veți avea soarta partidului Diaconescu sau lui Vadim. Nu o să rezistați. Uitați că rezistăm, formăm o echipă. Chiar suntem buni. Cred că suntem buni de vreme ce suntem recunoscuți. Și atunci totul este să creștem cum? Rămânând exact cu această încrâncenare rebelă pe care o păstrăm în continuare. Ce o să facem în 2024, o să vedem atunci, dar dacă ne încălcăm principiile, atunci vom fi o apă și un pământ cu celelalte partide și atunci chiar că românii merită să ne scuipe în față. Până în 2024, noi avem foarte multe lucruri de făcut. Nu ne oprim în a ne organiza, în a aduce și a arăta oamenilor cine suntem noi de la AUR. Vom fi în continuare în sfera oamenilor și vor afla cât mai multe lucruri despre noi. Firește că vom ști ce vom face exact aproape de când vor fi alegerile și vom vedea cam ce procent vom avea statistic atunci. Exact cum a spus și colegul domnul senator, nu vom face alianțe cu alte partide, însă putem colabora. Noi și acum putem colabora cu toate partidele dacă își doresc să colaboreze cu noi pentru a face legi benefice poporului. Pe partea cealaltă, normal că atunci când sunt împotriva țării și împotriva românilor, normal că nu putem fi de acord cu ei. Chiar și să spunem că suntem la guvernare și cu siguranță că nu vom fi singurul partid, așa cum a ieșit Maia Sandu. Îți trebuie mult, nu știu, cred că o emulație că în Republica Moldova au ieșit foarte mulți la vot. Poate dacă reușim să scoatem cei 70% dintre români să-i scoatem la vot, doar așa vom reuși să ajungem singuri la guvernare. Da. Pentru că am reușit să facem niște lucruri extraordinare. Apropo de asta, pentru asta trebuie viață de partid, exact. Organizații, în exact. Cum stați pe final suntem, de emisiune? Creștem. Aveți organizații comune? Am început să avem organizații la comune. Pe județ avem și Piatra Neamț, organizația Piatra Neamț și filiala. Încet, pentru că trebuie să găsim și să identificăm acele persoane care sunt și sprijină pilonii partidului nostru. Stăm bine. Sunt alte județe bine, în care situația noastră este mult mai precară, mai ales în sudul țării. Acolo stăm mai rău. Avem de lucrat. Acolo este PSD-ul. Foarte acolo bine. Este PSD-ul. Avem de lucrat în ăștia 4 ani și asta vom face. Vă mai așteptăm în emisiuni. Vă mulțumesc pentru participare. Și noi vă mulțumim mult, domnule. Și oricând sunt lucruri de anunțat, dați un semn, pentru că noi încercăm să promovăm toate partidele, tot ce înseamnă lucruri bune sau rele, că până la urmă asta e menirea noastră. Vă doresc cele bune, sănătate, oameni buni, o săptămână perfectă și să ne vedem sănătoși la o altă cafea.
Am mai spus de atâtea ori, cafeaua de dimineață de la Mesagerul nu cauzează sănătății, poate cauza alte lucruri, dar nu la sănătate. Cele bune, numai bine.